Bună dimineața! Am votat astăzi cu familia, cât mai de dimineață, ca să avem spor și este un drept cetățenesc pe care trebuie să-l exercităm, mai ales că astăzi avem mai multe rânduri de alegeri, votăm primarul municipiului Pașcani, votăm Consiliul Local, președintele Consiliului Județean, consilierii județeni, dar și viitorul României în Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, atât municipiul Pașcani cât și județul Iași au evoluat foarte bine în ultimii ani și trebuie să păstrăm același drum, același traseu. De aceea îi invit cetățenii să vină la vot, să voteze pentru viitorul copiilor noștri și pentru viitorul comunității.